Nu avem net aici și n-am știut. Așa că mi-au mâncat toți banii care aveam pe telefon. Și nici am rămas fără net, fără bani pe telefon. Și nu aveam cum să mai plecăm din locul unde îl prestabilisem să ajungem. Ne-au adus și niște roșii. Am spus, bă, de acum... Da, primează-ne să ne vezi în ce hal am ajuns după două ori. Da, uite, ne-au adus oamenii... Trei roșii. Și putem lua busuioc. Ei au un pic de plantație aici în față, dar nu o să umblăm la plantația oamenilor. Au acolo un pic de busuioc și o să ne ducem să luăm un pic de busuioc, să facem niște paste al pomodoro cu busuioc în seara asta. Și am ajuns în vamă la Bosnia. N-am așteptat deloc în vamă, cred, un minut. În schimb, e coadă la intrare în Croația. Ia uitați, e ceva... coadă. Cred că aici stai minim jumătate de oră ca să intri în Croația. Nu știu de ce e coada asta la intrare în Croația. Cred că se duc la mare munte. Da, probabil da. Văd Slovenia multe mașini și Bosnia, Austria. Da, Slovenia, cine știe. Probabil că, bine, noi am fost în zona asta de munte și nu era niciun oraș de ăsta mai mare. Probabil că au intrat aici. La câțiva kilometri aici este un oraș mai mare și probabil au venit aici să fac cumpărături și altele. Că și un camper care a stat cu noi acolo, am văzut că intra înapoi în Croația. Noi am ajuns în Bosnia, dar Bosnia, nu, nefiind în Europa, nu avem net aici și n-am știut. Așa că mi-au mâncat toți banii care aveam pe telefon și nici am rămas fără net, fără bani pe telefon. Și nu aveam cum să mai plecăm din locul unde îl prestabilisem să ajungem. Norocul nostru care a fost, am ajuns în locul ăsta, să vă las link aici, este un loc super fain, lângă un vechi castel. Lângă el este o cafeterie, să-i spunem așa, și oamenii vorbeau italiană. Au stat în Italia pentru... nu știu, 20 de ani, parcă, nu știu, fata cu care am vorbit noi, fetele lor, de fapt, s-au născut în Italia și au fost salvarea noastră. Aveam nevoie de net ca să ne punem din nou adresa unde vrem să ajungem, pentru că azi am vrea să traversăm Bosnia, pentru că nu are net și noi nu avem Starlink, nu mi l-am luat, greșeala mea, și am găsit un loc de camping. Acolo o să plătim vreo 20 de euro, 25 de euro, dar asta e, nu avem net și așa că trebuie să găsim un loc unde avem net. Rămânem acolo, dormim acolo, după poimâine o să trecem în Serbia și acolo la fel să căutăm un loc cu net, un camping, vedem cât o să plătim și acolo, ca să intrăm în România, pentru că neavând net, ne este greu. Am fi putut face partea Croației până prin Serbia, dar am luat decizia să intrăm aici, așa că facem aici. Bun, cu astea spuse, prieteni, Mădă a rămas cu copiii aici la cafeteria asta, unde are și un pic de spațiu de joacă pentru copii, un loc cu nisip unde se joacă. Eu acum mă pun să fac ceva de mâncare super, super easy. Punem copiii la somn și după îi dăm bice, pentru că avem vreo 2 ore jumate până acolo. Haideți vă arăt și vouă locul. Este super fain, super fain. Nu știu, dacă o să ajungeți și voi în zona asta, eu vă recomand să veniți. Faza faină este că oamenii ăștia au stat în Italia pentru aproximativ 20 de ani și ei. Tata lor a emigrat în Italia, cum v-am spus, fetele lor s-au născut în Italia, iar după au decis să se întoarcă la ei acasă. Mi-au povestit că le-a fost greu să se întoarcă aici, în locul lor natal, să spunem așa, pentru că, na, ca și la noi în România, nu sunt locuri de muncă, mai ales în partea asta lor. Bosnia este o țară mai săracă decât România și locurile de muncă sunt foarte puține aici, din ce îmi povesteau. Dar au venit în partea asta aici, unde este o parte liniștită și, băi, chiar e fain. Apreciez oamenii care au curajul de a schimba. Îmi povesteau un pic de asta, mi se face pielea de găină. Apreciez oamenii care au curaj să schimbe, oamenii care luptă pentru ceva mai bun, știi? Și nu rămân în locul ăla
chiar indiferent de cât de greu le e, au curajul de a schimba și mai ales cu doi copii, noi având doi copii, băi, nu e simplu deloc să schimbi, dar au făcut-o. Respect, frații. Noi ne-am oprit. Atena a făcut un pic de năniță, acum s-a trezit și acum mănâncă un pic de înghețată. După care pistonăm tare către locul unde trebuie să campăm. Nu reținem numele, n-avem net, n-am reușit să văd numele exact, dar eu oricum prea bun cu numele, să le țin. Aici în spate este și un castel care se poate vizita, dar nu avem timp să le vizităm. Era plănuit să rămânem aici în seara asta, dar ne-a avut net, să ne mișcăm cât mai repede. De asta trebuie să intrăm și în România în câteva zile, așa că trebuie să măcinăm ceva kilometri. Asta e castelul. Mă, dă, castelul era din... E din... Secolul 13. Din secolul al 13-lea, din Imperiul Otoman. Otomanii l-au construit, înseamnă aici. Păcat, l-am fi vizitat și noi, dar timpul ăsta ne macină rău. Salutăm postul nostru cu castelul pe care nu l-am vizitat. Am dormit câteva ore, de fapt copiii au dormit câteva ore. Și acum avem mai exact 2 ore și 10 minute, 140 de kilometri, cam așa, până locul unde trebuie să ajungem. Hai să-i dăm! Băi, nu știu dacă ați fost în Bosnia, dar fac ăștia niște depășiri. Șmechere tare de tot, așa, la limită, nu? Am ajuns în locul unde trebuia să campăm. După 2 ore de stradă, nu partea asta care am făcut-o noi, n-am găsit deloc autostradă, nu știu. Cel puțin de când am intrat în Bosnia nu m-am dat de autostrăzi. Cred că sunt și pe aici ceva autostrăzi. Noi n-am făcut autostradă și nici n-am reușit să mă uit pe GPS pe unde sunt, pentru că nu am net. Da. Ce voiam să vă spun e, deci oamenii de aici sunt așa de cordiali, de nici nu știu cum să mă exprim corect. Sunt foarte atenți, mimoși, darnici. Uite, am ajuns aici, ne-au dat 2 felii de pepene, ne-au dat pâine făcută în casă. M-au întrebat dacă vreau o bere, că imediat venea omul să mă servească cu o bere. Și aici plătim 20 de euro plus 2 euro o taxă de nu știu, un fel de taxă, ședere. De ședere pentru adulți. 24 de euro. Dar sunt oamenii super. Probabil că am fi putut cam așa într-un loc liber unde să nu parcăm, dar am zis că e mai ok aici pentru că nu avem net. Neavând net, pentru noi e fundamental să avem net, să putem comunica, să ne putem plănui următorul drum, unde vrem să mergem. Și da, o să vă arăt și vă un pic aici cum este în jur. În spatele nostru aici este o stradă, este strada principală, o să fie un pic de imediat. Să zicem așa în seara asta, dar nu e o problemă asta. Ia uite, ne-au adus și niște roșii, am spus mă de acum. Da, filmează-ne să ne vezi în ce hal am ajuns după 2 ore. A, murdari cu copii, cu murdari. Asta. Ia uite, numai înghețată, numai Atena. Toată murdară. Ati, bebe, salut aici la cameră. Ciao. Da, Atena demontează pe acolo. Le-am lipit eu așa să fie mai fain designul ăla, dar Atena le desface. Da, uite, ne-au adus oamenii 3 roșii și putem lua busuioc. Ei au un pic de plantație aici în față, dar nu o să umblăm la plantația oamenilor. Au acolo un pic de busuioc și o să ne ducem să luăm un pic de busuioc, să facem niște paste al pomodoro cu busuioc în seara asta. Și după o guriță de vinuță. Mă, de aici cu doamna o roagă să ne dea câteva păișoare de busuioc ca să gătim în seara asta, cum v-am spus, un pic de paste al pomodoro și cu basilico și cu busuioc. Atena vine să-i mai dau pepene. Dani! Ati! Dacă vreau pepene, n-am fruti. Mai vrei un pic de pepene? Ok, acum stai, tati, pepene. Mare sau mic? Mic.
Mare? Ok. Uite ce felie ți-a adus de papi. Mare! Wow, fii atentă să nu scapi jos, ok? E bun? Ate! Dar vezi că ți-ai luat papucei inversate. Ți-a dat mădu? A adus, bă, de busuiocul. Mamă, cum miroase! Oh, o să iasă o super pastă seara asta. Spuneți-mi voi mie dacă ăsta nu-i direct Masterchef. Ia uitați aici, avem. Astăzi facem fettuccine, frumos, trafilata in bronzo, pastă ca lumea, nu vrăjeală, nu Barilla. Avem busuiocul nostru, un pic de usturoi, cepuța și sucul nostru de roșii. Bă, v-am înnebunit cu mâncarea. Cred că mă apuc și fac un vlog cu prețete, cu... V-am zăpăcit cu mâncarea. Nu mai mâncare aici. Inverter. Plită. Pornim de început cu 1000 de grade până o să face așa un pic roșie ceapa asta, roșie. Culoarea auriului, așa. Între timp spălăm busuiocul nostru. Când ceapa a devenit cam așa, venim frumos cu sucul de roșii. Ia uzel. Mai dăm pac, 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 pac. Ia-o tăltată. Ia-o tăltată. Ia-o tăltată. Acum să mai corectăm cu un pic de sare, un pic de piper, cu de astea așa. I-aș fi pus și un pic de ardei, uite, dar după iar să ia mădă de mine, că l-am făcut prea picante. Dar voi credeți că eu rezist să nu pun ceva picant? Ce ai făcut, gogule? Sucușorul nostru cam așa se prezinte, dar să nu uităm să-i dăm un pic ulei de măsline extra virgine, tată, extra virgin. Făcut frumos de om. Asta nu-i uleiul comercial cumpărat din comerț, ăsta e ulei cumpărat direct de la țărani, tată, ăsta e ulei șmecher. Bă, știu că pentru unii probabil pare o tâmpenie ceea ce voi spune. Dar pepenele ăsta, frate, e bestial. Bă, eu n-am mai mâncat pepene așa bun. Stai mă, de că confesez aici la oameni. N-am mai mâncat pepene, mă spovedesc. Auzi, să te-ai da. Și cu oameni ăștia, ce și cu țigani ăștia împuțiți, murdari. Ei, da, m-au mai văzut ca noi, copii. Fai, doamne, bă, deci... De când eram copil, fraților, gustul ăla are. Noi am văzut pe aici, pe drum, oameni care vindeau pepeni. Exact cum era odată la noi, știi? Ți-l dădea și încerca pepenele. Lua frumos, ți-l tăia. Nu știu cum vine să chema chestia aia, să împușe, ceva de genul. Și după îți dădea să guști. Și dacă ți plăcea, luai, dacă nu, îl refuzai. Exact așa, fraților, ca odată. Bă. E faină Bosnia, ca și infrastructură nu este ea wow, ca și locuri turistice sunt locuri faine,
Dar oamenii, cel puțin până acum, din experiența noastră, au fost jos pălăria. În partea elaltă la fel, când am rămas fără net, ne-au ajutat. Chiar ne lasă o impresie foarte ok Bosnia. Și uitați-vă să vă spun ceva, să nu cumva să râdeți de cuțitul ăsta meu, așa cum este el. Pentru că acest cuțit s-a afecționat emoțional de mine. Mereu râde Mădălina de mine, dar nu arunc cuțitul. Ba, și noi acum ne-am așezat la masă. Bună, papate! Da. Mă, de aici. Eu din Tigaie, cam așa se prezintă păstuțele. O să ziceți, băi, dar ăștia numai paste mă. Da, băi, da, asta să fac așa mai ușor. Da, sticla de Munte Pulceanu, știți că a mai rămas din ea. Ia stai să luăm așa. Cum să cade de aici de sus. De sus. Un pahar. Și am doar un pahar, că celălalt nu știu unde e, pentru mădă, ca să-i pun vin. Dar bem amândoi mădă cu un pahar. Sau vrei paharul tău? Nu, no, beau într-un pahar. Bea de aici. Ne împărțim amarul. Ia să văd dacă pot să scot ăsta cu mână. Nu pot, scot cu gura. Ia. Stai bă, că nici cu gura nu pot. Ia dracu, doar rup dinți. Gata, am desfăcut. Într-un final, ia uite. Ce ai făcut, băbiț? Hai, să fie sănătate la toată lumea. În timp ce noi mâncam, hai că a mai venit unul aici, un olandez, da, are mașină de Olanda, dar are un camper așa mai micuț. Haide că nu suntem singuri în seara asta. Mă simțeam. Deci era ok, dar bine, nouă oricum ne place mai mult singuri, sincer, adică să stăm în liberă, să campăm. Vorbești în germană, deci sunt bucuroși. Da, ăștia vorbești germană. Oamenii de aici vorbeau germană, doar că noi cu germană, noi în șabăn, hamăn, hamăn, deci, tamăn. Credeți-mă, vorbesc engleză, franceză, italiană. Spaniol. Română. Română. Deci sunt limbi care le vorbesc bine fluid. Băi, germană. Ia ascultați un pic aici la Atena. Atena, tu ce ești? Româncă sau italiancă? Ușor cu pasta să nu te neci. Ce ești? Româncă sau italiancă? Italiancă? Și noi nu am învățat, atenție. Da. Noi nu i-am zis niciodată nimic. Singură. Baby, tu ce ești, român sau italian? Eu sunt român. Dar nu te-am întrebat pe tine. Tu ce ești? Italiancă. Italiancă? Eu sunt român. Salutăm locușorul unde am dormit noi aseară, în partea asta aici. Bă, s-a dormit ok, a fost fain. Cum a fost mădă? A fost ok. Acum îi dăm și intrăm din nou în Croația ca să avem net, ca după să ne pregătim pentru Serbia. Acolo iar n-avem net, dar de data asta ne facem planurile ca lumea. O să încercăm să o traversăm într-o zi și să intrăm în Timișoara și de acolo ne cumpărăm cartelă, despre altceva. Mergem mult, mult cu calm prin România. Și vrem să vizităm România un pic mai detaliat, să-i spunem așa. Încercăm? Încercăm, da. Încercăm. Aici avem Piciu, copilotul Pici. Bun, cu astea spuse, să-i dăm pice. Să plătește autostrada, nu să cumpără vinietă, nu nimic, dar să plătește autostrada. Haideți să vedem cât costă autostrada. Nu știu, cred că am făcut 70 de km de autostradă maxim. Cred că am avut o mică problemă tehnică cu camera. Ne oprim să plătim. Nu, 21 de capa de ok. 21 de bani.
Băi, am plătit 21 de bani, dar nu știu cât înseamnă 21 de bani, dacă... Poftim azi. Dacă noi am plătit, bă, dacă 2 jumate, 1,35 de bani, 21 de bani, ăștia cât ar fi? 10? Bă, o să facem după calcul și o să vă lăsăm exact. Acum ne ducem la graniță ca să intrăm din nou în Croația. Credeți că am scăpat până nu m-am oprit să iau o floare a soarelui Atenei? Bă, cred că vreo 14 grade aici, mă dă? 3-14. La câte? E răcoare, dacă o să ieșim afară de aici, o să simțim răcoarea asta. O să o plătim într-un final. Cum vă spuneam, cam despre asta este și călătoria noastră cu doi copii. N-ai cum fără așa ceva cu copii micuți, imposibil. Peisajul super fain este faleza asta aici, unde poți merge liniștit. Și am găsit și leagăne și topogan pentru Atena. Doamne, cât e de bucuroasă după 3 zile de fără topogan. Ia uite-o!